Bună ziua, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Interviul Zilei. Invitatul de astăzi este domnul Mihai Chirica, primarul municipiului Iași. Domnule primar, bine ați venit. Ce v-au cerut ieșenii la dezbaterea publică? Care sunt preferințele ieșenilor pentru acest an? Bună ziua, repet, chiar chiar spun interviul trimestrului, că nu ne-am văzut aproape de 3 luni de zile, din motive binecuvântate, cum mai folosesc cei din clar. Da, e un buget care este clădit pe nevoia ieșenilor. Noi am avut o dezbatere anuală, aș putea să spunem, pentru că știți foarte bine că am avut și avem în continuare foarte multe audiențe publice, din care rezultă diverse nevoi pe care ieșenii le au. Am făcut sondajul nostru social, sociologic, nu social, sociologic asupra nevoilor ieșenilor bazate pe criterii și mă refer la care sunt prioritățile orașului din perspectiva locuitorilor noștri. Și a treia componentă este, să spunem, dată de ceea ce comunică permanent pe site-urile primării, în centrele de cartier și direct către cabinetul primarului. Până în momentul de față, numai procedura de dezbatere publică sunt peste 450 de mesaje trimise de ieșeni cu nevoile lor. Nevoi care merg de la strada mea, trotuarul meu, parcul meu, indiferent din care zona orașului ne aflăm, și acolo unde nu este asfalt, că provin din dealul Buciu, că provin de pe dealurile Nicolinii, Galata, sau provin de pe zonele dinspre Moara de Vânt sau Popou, solicit în continuare aceste lucruri spre modernizare, spre asfaltare. O altă chestiune la care, sigur, o menționează aproape de fiecare dată cu aceeași virulență, traficul și soluții de trafic și promovarea a crescut foarte mult în liniștea ieșenilor noștri, transportul public ca soluție, ceea ce nu era acum 4 ani de zile. Acum 4 ani de zile toată lumea se gândea la trafic doar din perspectiva utilizării mijlocul de transport personal. Ei, de data aceasta și probabil că și investițiile care au fost în ultima perioadă au contat, transportul devine una dintre prioritățile lor care trebuie continuat ca și investiții și trebuie extins, ceea ce ne ajută foarte mult în extinderea rețelei de transport. Și, sigur, probleme cu caracter general, cu reducerea poluării, construirea de autogară, în continuare a rămas mai ales pentru cei care fac naveta, și probleme curente. Tinerii, cei cu vârste cuprinse până în 35 de ani, solicită în continuare piste de biciclete, închiderea zonei centrale, ceea ce avantajează foarte mult în decizie și transformarea zonei centrale într-un pietonal extins, schimbarea regulamentului de parcări. Și avem o idee foarte bună prin care parcările trebuie încurajate pe toate străzile în sens unic și trebuie descurajate zonele centrale pentru a nu mai aglomera centru și mai ales bloca prin parcările accidentale sau parcările cu plată. Deci, o problematică care nu s-a schimbat foarte mult. Care ar fi, în viziunea dumneavoastră, cele mai importante trei proiecte majore pe care, dacă ați avea bani, să spunem, n-ați ezitat să le puneți în practică la Iași? Primul cu care aș începe mâine este sala polivalentă. Și eu sper să se întâmple acest lucru. Am mai avut o corespondență cu Guvernul României ca în lista de investiții a companiei naționale pe anul 2023 să apară sala polivalentă și generarea, să spunem, procedurilor publice de achiziții, demararea lor. A doua chestiune pe care o așteptăm tot în acest an, demararea lucrurilor la Spitalul Regional de Urgență, și a treia lucru de care avem maximă nevoie, pe lângă cele, să spunem, comune din interior, centura de legătură pentru viitoarea autostradă dinspre zona Dacia-Alexandru, care va trebui să se conecteze direct în traseul drumului european deocamdată și ulterior să se conecteze în traseul autostrăzii A8, Iași, Ungheni, fine, Ungheni, Iași, Pășcani, Moțca, mai departe. Sala asta polivalentă e de ceva vreme în chinurile facerii, să spunem. Mai avem scus două avize. Nașterea naturală e întârziată. Folosim forcepsul. Eu cred că forcepsul va fi unul politic și unul bazat pe promisiune, pentru că am mare încredere în premierul României și în caracterul lui din punct de vedere uman și profesional și un cuvânt dat, nu va fi un cuvânt retras. Dacă ar fi să amintim, printre altele, domnia s-a adus în discuții, într-o discuție recentă și posibilitatea, dacă n-ar fi bine să începem să atacăm și stadionul. Noi am rămas în continuare, sigur, ne interesează toate obiectivele majore pentru oraș, inclusiv stadionul, dar
dacă am demarat deja și sala polivalentă are proiect tehnic de execuție, mai avem de luat exact două avize, de la Autoritatea Aeronautică și de la Mediu. La Mediu este în dezbatere publică, obligă legea, pentru că acolo a fost un teren neconstruit, trecut prin buz și automat trebuie să pui în dezbatere publică pe procedura completă. La Autoritatea Aeronautică sperăm să obținem zile care urmează acest aviz. Autorizația de construire se predă Companiei Naționale de Investiții, care trebuie să dea drumul la hotărârea de guvern și demararea procedurilor de achiziție. Nu este foarte mult de îndeplinit. Ne surprinde un pic faptul că se întârzie așa de mult în obținerea de avize, spre deosebire de ultimele două amintite STS-ul, Ministerul de Interne, cele legate de sănătatea populației, le-am obținut într-o modalitate foarte rapidă. Mâine dimineața, 8:30, proiectatul nostru este la mine și a cerut o audiență, tocmai pentru a detalia aspectele legate de sala polivalentă și distanțele față de Spitalul Regional din Urgeață. Domnul Ciucă, Frângela a fost plin de bune intenții față de Iași, dar vă așteptați ca domnul Ciolacu să aibă mâna largă în relația cu Iași din luna mai, când rotativa va aduce noi decidenți la București? Domnul Ciucă nu s-a opus niciunui proiect pe care Partidul Social Democrat l-a avansat în zonele în care dețin, să spunem, controlul politic. Și avem numărate exemple, nu putem spune nenumărate, în care primarii PSD-ului, Vest Galați și altele Craiova, sau președinții Consiliului Județean ai PSD-ului și-au îndeplinit, să spunem, obiectivele de investiții fără să țină cont de culoarea politică acestora în relația cu PNL-ul. Și cred că va fi la fel, sau sper că va fi la fel. Orașul nu poate fi pedepsit din motive politice, asta să fie limpede, pentru că de regulă se întoarce bumerang în viața unui politic la asemenea abordare și nu cred că vom ajunge până acolo. Dar una peste alta e un obiectiv de care avem nevoie și pe care va trebui să-l judecăm împreună. Împreună ambele partide, și PSD și PNL. Iar la schimbul legislației neașteptat de blândă deocamdată, e o mare gură de oxigen doar pentru Eșenci și pentru municipalitate. Există riscul să apară vreo decizie referitoare la majorarea prețului gigacaloriei în următoarea perioadă? Există riscul să apară această chestiune, pentru că este o solicitare pe care a făcut-o în mod expres către autoritatea ANRE și asta și datorită faptului că condițiile de funcționare sunt altele, în sensul că prețul combustibililor este net diferit față ce se întâmplă în anii precedenți. Nu avem nicio justificare logică și legală să nu cerem acest lucru și îl vom cere, bineînțeles, păstrând echilibru, așa cum am spus în multe declarații, astfel încât să devină nu o povară de nesuportat, ci să reușim ca împreună să reechilibrăm sistemul. Este o iarnă total atipică, care ne-a dat peste cap toate calculele și din perspectiva prețului energiei pe care o producem și în momentul de față, și asupra relației cu furnizorul nostru de cărbune, pentru că consumul nostru n-a mai fost atât de mare, ceea ce este bine. Din perspectiva asta. Și ajutorul pe care l-am primit la Guvernul României cu susținerea diferenței de preț la cărbune, care ne-a fost de mare folos, e adevărat puțin cam târziu, dar asta este, mergem mai departe. Dar sperăm ca noi, Iașu, să devenim un exemplu în ceea ce privește modernizarea sistemului de pofiecare, care este cea mai performant în momentul de față. Școlile încălzite, spitale încălzite, toate locuințele noastre încălzite, toate instituțiile publice, aproape 340 încălzite și fără sincope majore, că am mai pocnit o conductă la Spitalul Sfântul Spiridon, cu toate că e în curtea spitalului. Noi am reparat-o, am pus-o în funcțiune sau alte accidente. Și unde usurile cel mai tare din punctul acesta de vedere al facturilor? La buzunarul nostru public, acolo. În ce domeniu? Școli, spitale? În domeniul școlilor, pentru că sunt cele mai multe. Încălzim toate centrele bugetare, au în momentul de față și încălzire centralizată, cu excepția 3 pe care avem pe zona Buciu, încă n-am ajuns acolo cu rețeaua, dar vom ajunge ușor, ușor până la ei. În rest, facturile, sigur, sunt mari. Spitale sunt 9 spitale. 9 spitale mari cu secțiile lor externe care se încălzesc și nu au avut sincope de apă caldă și căldură. Și dau acest exemplu pentru că suntem al doilea oraș al României după București. Iar București este, din punctul meu de vedere, o tragedie națională. E capitala României și trebuie să o tratăm cu indiferență, dar eu cred că noi ne-am făcut din perspectiva asta treaba. Deci nu vom avea niciodată, nu vor exista premizele, să spunem, să cădem în situația în care se află capitala în momentul de față. Decât dacă, Doamne ferește, apare un conflict militar. Pentru că noi avem
un sistem dual. Suntem printre puținele orașe din România care are o centrală pe gaze și o centrală pe cărbune de aceeași putere. Noi am avut avarie, deci aproape 3 săptămâni de zile am stat în avarie pentru că a pocnit o conductă de la cazanul de la Holboca, n-am putut să o repornim, am intrat în avarie, am deconectat, pe inerția termică a sistemului am pornit cazanele de apă fierbinte de la Holboca 1 Iași, am dat drumul înapoi la încălzire, până habar n-a avut că s-a întâmplat chestia asta. Acum din nou am făcut rocada, dacă vă uitați acum la coșul de fund de la CET 1, nu mai scoate abur, scoate din nou pe coșul de răcire de la CET-ul de Holboca. Deci noi totdeauna facem manevrele astea și funcție de temperaturi. Când temperaturile cresc foarte mult și nu mai e nevoie de a consuma cărbune, facem manevra pe gaze, că e mai economic, ca să spun așa, și pe urmă revenim pe cărbune. Ați vorbit de școli, s-au reluat cursurile, au reapărut buteiajele în oraș. Probabil problema cea mai stresantă a ieșirilor în momentul de față. Cum scăpăm de aglomerația aceasta din trafic? Cine ne poate da soluția de sănătate? Încrederea părinților că le ducem copiii la școală în condiții de siguranță. Până când această neîncredere nu va dispărea, nu o să reușim să-i scoatem din mașinile părinților. 2. Trebuie mai multă fermitate din Inspectoratul Școlar Județean și cred că la nivel național să scoatem din ora de vârf cursurile primare și mai ales preșcolare. Pentru că nu poți să pui un copil de grădiniță să vină de la Miroslava, de la Ciurea, de la Lețcani, la grădiniță, la Iași, cu autobuzul sau cu acela. Deci, clar că trebuie să-l ducă părintele și ei aglomerează cel mai mult la ora de vârf, mai ales dimineața, pentru că după amiaza se răsfiră oarecum. Păi poate să vină la Iași, la grădiniță? Păi vin, pentru că marea majoritate a celor care sunt în zona metropolitană, în special cea dezvoltată, mă refer la Miroslava, la Ciurea, la Tomești, la Holboca, un părinte are buletinul la Iași. Și își ia școală și grădiniță la Iași. Din perspectiva mea, nu mă deranjează. Pentru că sunt convins că o face spre binele copilului. Și dacă părintele și-a asumat acest travaliu, pentru că este un travaliu dimineața să-ți spărâm nere din fiecare zi. Dar cred că dacă ne reorientăm un pic și cu programul de educație pentru preșcolar și învățământul primar, cred că lucrurile ar căpăta o altă formă în trafic. Despre parcări nu mai vorbim, vehiculele s-au înmulțit într-un ritm copleșitor, pare să, asta e realitatea. Mai e de actualitate varianta aceea cu descurajarea prezenței vehiculelor poluante în municipiul Iași? Este de mare actualitate, pentru că dacă ați observat un pic din comunicatul Ministerului Mediului, s-a transformat deja într-o lege, într-un regulament. Luni, pe data de 16, Ministrul Mediului, Țanțu Șoarna, ne cheamă la București, pe câțiva dintre primari din reședințe, să vadă cum finalizăm normativele de aplicare a legii privind scoaterea din uz a vehiculelor uzate, cele care au vechime peste 15 ani. Noi ne-am transmis punctul de vedere și în scris. Noi avem o rețetă din punctul nostru de vedere care poate funcționa și pe aceea am vrea să o și ducem la bun sfârșit. Din păcate, Iașu a ajuns la aproape 200.000 de vehicule în momentul de față. Din numărul total de vehicule înmatriculate, dar și în tranzit, ajungem aproape la 200.000, dacă nu chiar și depășim, ceea ce ne îngrijorează foarte mult. Dar cred că această competiție cu transportul public va fi una benefică în favoarea transportului public. Din ce în ce mai multă lume începe să-l folosească. Dăm drumul la achiziția de tramvaie mai scurte, de 22 de metri, ca să fie și mai economice. Și avem 18 de luat pe Planul Național de Reziliență, contractul este semnat. Achiziția va pleca probabil maxim o lună de zile. Deci noi prognozăm că în 18 luni mai avem aproximativ încă 20 de tramvai cu suplimentar contract. Deci suntem oarecum pe drum cel bun din perspectiva asta. Repet, trebuie să atragem încrederea părinților că transportul public este cea mai bună soluție. Trebuie să aplicăm sancțiuni pentru cei care dețin mașini poluante și le folosesc. Și trebuie să scoatem din uz pe cele care stau și putrezesc pe marginea străzii sau în parcările de reședință. Transportul public metropolitan introdus de la 1 ianuarie funcționează la parametrii pe care i-ați gândit? Nu la parametrii pe care i-am gândit, pentru că am avut o sincopă foarte mare financiară la sfârșitul anului trecut din cauza încălzirii.
Am fost nevoit să blocăm toate finanțele spre a cumpăra cărbune, că altfel nu puteam aduce și n-am mai putut să plătim autobuzele și microbuzele pentru zona metropolitană. De la începutul anului, de săptămâna aceasta, am primit și cotele pe luna ianuarie, care, slavă Domnului, sunt bune, în sfârșit. Am recuperat și din deficitul ultimului trimestru anului trecut și facem achiziția de circa 6 milioane de lei pentru 21 de mijloace de transport, microbuze și autobuze cu care le încălzim în zona metropolitană. Acum funcționă. Știți că avem traseele care nu are rel. Am prelungit Miroslava, ne-am dus mai departe către zona Ciuda, chiar cum v-am spus înainte și tot așa, cu cele pe care le avem în exces în momentul de față. Dar nu mai trebuie mijloace de transport, mai ales de mică dimensiune pentru Valea Lucrurii, nu putem urca, pentru Aronea nu putem intra prin zona lor. Ne-am îndreptat spre Popricani, ceea ce ajută foarte mult. Deocamdată avem traseul până la Vânători și funcționează foarte bine și intenția este că ne vin și celelalte mijloace de transport ca să păstrăm frecvența urcând până sus la primărie. Când vom putea avea un transport ecologic 100%? Din punctul meu de vedere, în afara zonei urbane, nu vom putea funcționa cu motoare electrice. Pentru că acum sunt și eu inginer. Sunt foarte mulți trasee, am înțeles. Dar în perimetrul urban? În perimetrul urban, asta este și, să spunem, scopul nostru. Achiziționăm în continuare autobuze electrice. Trebuie să ne mai vină 24 de bucăți din POR și mai avem încă 25 din PNRR, intrarea scurte. Motiv pentru care vom scoate autobuzele cu motoare termice spre zona metropolitană. Am înțeles. PNRR ne vine ca o mănușă anul acesta? Eu nu credeam. Credeți-mă că am avut și eu dubiile mele. Am văzut încălciturile alea și piedicile politice a celor care l-au creat, care nu erau la guvernare și care încurca pe cei care erau la guvernare. Și nici nu le-aș mai pomeni numele. Și am zis să vedeți ce sarabandă de piedici o să apară. Din fericire, mai ales pe Ministerul Dezvoltării, domnul ministru Cecheutăr, împreună cu domnul ministru Bonuș, cu Ministerul Mediului, cei trei parteneri cei mai importanți, s-au mișcat foarte bine. Deci noi, în momentul de față, și am și listele aici, am ajuns la contractarea la peste 700 de milioane. O să mă întrebe lumea, dar de ce în buget a spus doar 151? Contractare? Deci cu contracte? Contracte semnate. Săptămâna aceasta se duce colegul meu viceprimarul Jurablei la București să aducă contractul pentru locuințe, 78 de milioane de lei, pentru tramvai, cele 18, ca să dăm la licitație, și pentru cele 4 cămine de nefamiliști care le băgăm în reabilitare completă. Și acolo se strâng aproape 18 milioane, cu tramvaile 32 de milioane de euro. Deci mulțim, sunt 158 de milioane de lei. Deja se întoarce cu 200 și de milioane numai în cursul zilei de mâine. Deci avem acești bani. În buget n-am pus suma întreagă, pentru că nu vreau să fur căciola, că n-am făcut-o nici în anul precedent. Pe măsură ce încep să angajez bani, atunci ei și rectifică. Și așa pot să fac un buget în loc de 2 miliarde 200, fac 3 miliarde. Dar când voi face execuția bugetului la sfârșitul anului 2023, iarăși va fi cu scandal. De ce? Pentru că eu, de fapt, trebuie să cheltuiesc eșalonat 2023, 24, 25 și 26. Eu semnez pentru cele 19 școli, am semnat deja, dar eu trebuie să le execut în 3 ani. 2023 fac licitațiile, pornesc, 24 execut, la altul 2025 execut. Deci va trebui și eu bugetele să le fac ca să rămână echilibrat în execuție. Ce procent din toate aceste proiecte vor demara în acest an? Școlile toate. Numai că, atenție, am avut deja discuție cu parte dintre directori. Nu vrem să încurcăm procesul de educație. Și va trebui să fim foarte inteligenți ca aceste lucrări să le împărțim în vacanțele de vară. Adică trebuie să găsim un constructor, 1000 de constructori, cât va fi nevoie, ca el să-și asume că eu nu pot să-i dau copiii acasă și să-i las cheia de la intrare în clădire și să-i spun, vin să o iau după un an de zile, că eu n-am ce să fac 1400 de copii. La Ice Ștefănescu, dau un exemplu. Acolo sunt două corpuri școală și două cămine și cantina. Păi dacă i-am scos corpurile școală, căminele și cantina, înseamnă că eu trebuie să închid școala și 1400 de copii trebuie să-i mut undeva, nu am unde. Am făcut niște eforturi ieșite din comun cu școala Dimitrie Cantemir.
de a încurcat și procesul de educație la școala Vasile Alexandrii, mi-am încurcat. A fost mai greoaie. Dar nu putem face și noi mai este Ștefănescu, este și Adamachi, pleacă și Eminescu, trei corpuri de școală, și Petru Poni, și grădinița 15, și grădinița 13, și nu avem cum. Le vom eșalona cât să consumăm timpul vacanțelor pentru construcție pe corpuri date la gata. În 4 luni de zile pot să fac corpul ăsta, termină în 4 luni. SBI în următoarea vacanță și faci următoarele două. Până atunci te pregătești sau îți lași și fațadele. Că la fațade poți lucra fără să încurci foarte mult, să spunem, sistemul de educație. De exemplu, ce cuprinde corp școală de la școala I.C. Ștefănescu? Eficiența energetică înseamnă refacerea totalitatea instalațiilor electrice. Însemnând corpul LED, plecând cablaje noi, întrerupătoare noi, sistem de tablouri noi, control, digitalizare, panouri solare. Instalațiile termice cuprind refacerea totalitatea instalațiilor de apă caldă, reechilibrarea hidraulică a instalațiilor de încălzire, asta înseamnă țel scoase. Toate școlile vor avea panouri solare? Sunt prevăzute în... La toate cele care au prins în program pe eficiență, sunt toate panouri solare. Ați spus că sunt toate școlile, nu? Nu sunt toate școlile, sunt 19, spuneam, cu care pornim acum. Noi avem 7. Deci toate 19 vor avea... Da, și în continuare lucrăm la proiectare să vedem pentru toate școlile care au și consumuri, pentru că s-ar putea să fie și necășeni, să facem investiții pe care să nu mai consumăm eficiente de energie electrică. Școlile au un mic dezavantaj din perspectiva asta. Perioada de consum este... Perioada de producție maximă este perioada de vacanță. Adică vara, când ar trebui să consumi, tu ești acasă. Ești în vacanță. Și, practic, acolo e o dilemă din perspectiva eficienței la panouri solare. Dacă va funcționa și statutul de prosumator, atunci ne va ajuta foarte mult, dar se pare că acolo scârție din ce în ce mai mult. Una peste alta în balanță, plusuri, minusuri, odată ce 2022 a devenit istorie, ce a câștigat Iașul, ce a pierdut Iașul în 2022? Iașul, în primul rând, și-a păstrat trendul de oraș motor pentru regiunea de nord-est. Al doilea aspect, să spunem, a reușit să-și atingă obiectivele propuse, în special pe fonduri europene, și să treacă cu bine prima parte a iernii, care au fost, să spunem, câștigurile esențiale în condiții în care a început și războiul în 2022. A devenit, să spunem, un oraș model pentru refugiații ucrainieni și un exemplu, să spunem, de turism, pentru că a devenit și destinația anului. Ce a pierdut Iașul? Iașul a pierdut pentru că nu a reușit să demareze sala polivalentă datorită birocrației de care suferim și noi așa cum suferim bolii foarte multă lume. Iașul a pierdut ca imagine datorită și canilor în care am fost supusă ca primar și lucrul acesta sigur s-a reflectat și în imaginea Iașului pentru că sunt persoana care îl reprezint. Iașul, din punctul meu de vedere, a reușit să câștige din nou o imagine pozitivă în sport și a reușit să aducă ca obiectiv politehnic acolo unde și-a propus, alături de alte sporturi, printre care basketul masculin și handbal feminin, obiective pe care le-am generat, inclusiv cu rugby-ul masculin. Și sigur că da, cred că sunt mai multe de făcut, din perspectiva mea, în aducerea unor persoane mai bine pregătite și mai loiale din cadrul funcționarilor publici. Deci, o ultimă întrebare. La sfârșitul anului trecut ați efectuat o serie de vizite, una între ele în Israel, unde v-ați întâlnit cu președintele statului Israel. Cu ce scop în sine această vizită? Pare fost surprinzătoare. Un președinte de țară vă primește. Da, a fost o vizită în care am fost primit într-o modalitate cât se poate de, știu, aproape surprinzătoare și pentru mine. Pentru că am fost tratat la cel mai înalt nivel, aproape la cel mai înalt rang. Și asta datorită faptului că eu am rămas în continuare un prieten al poporului evreu. De altfel am și această titulatură pe care mi-a conferit-o Confederația Comunităților Evreiești din România, pe vremea domnului Biden, Dumnezeu să-l odihnească, prieten
al poporului Israel. Sunt prieten, mi-am manifestat public acest lucru. Sunt un luptător împotriva antisemitismului și a oricăror alte forme de rasism sau să spunem, de extrem, fie el religios, fie etnic sau de altă natură. Și bănuiesc că această carte de vizită a contat foarte mult să accepte o întâlnire directă cu mine, să mă primească și să fiu tratat cum am fost tratat. E o oarecare, o culme a diplomației pe care am avut-o până în momentul de față. Nu ascund faptul că m-am relații cu președinți de stat, dar nu de rangul președintelui Israelului. Și sigur că da, voi continua aceste demersuri pentru a întări relațiile, pentru că relațiile se clădesc prin instituții țări, ca instituții, dar mai ales prin oameni. Dacă prezinți oameni care au o proprietate morală cu care ei se poate sta la masă și înțeleg că nu ești ascuns și nu urmărești niște interese personale, ci pur și simplu sunt interese care vin din propria ta filozofie de viață, ești acceptat la masă. Dacă bănuiesc că și-ar fi găsit altceva mai bun de făcut în ziua respectivă. L-ați invitat președinte Raj? Nu. Nu este de dragul meu. Am discutat. Am discutat cu domnia sa și am spus că mi-ar face mare bucurie să se întoarcă vizita în România și inclusiv la Iași, să vadă comunitatea evreilor din Iași la ea acasă. Și domnia sa bănuie că va apela la canalele diplomatice pentru a primi invitația care prezintă la președinția României. Eu îmi păstrez și cunosc, să spun, limitele pe care le am din punct de vedere statutar, dar mi-ar face mare bucurie să întâmple. Mulțumesc. Domnule, mulțumim frumos. Și eu vă mulțumesc.